Adrian Mititelu eliberat astăzi. O veste bună. O veste foarte bună și pentru el și pentru club. O ambiție în plus, o echipă care va căpăta o altă forță, după părerea mea, pentru că îl cunosc foarte bine. Da, o veste bună și, cum să zic, sper să nu mai auzim niciodată în fotbalul românesc de închisori și de... va fi o echipă recalibrată, după părerea mea. Vor fi mai mulți bani, crezi? Investiți, mă refer. Vor fi. E un om extrem de ambițios. Că probabil a fost totul pus pe sistem de avarii, așa. Chiar dacă a dimititorul junior s-a ocupat de tot. Probabil. Nu, altfel e când ești tu zi de zi la birou, la sediul clubului. Și altfel e când ești închis, vorbești la telefon când poți. Așa, e de așteptat să fie așa. Da, e de așteptat să fie așa. La cum îl cunoști tu pe Mititelu, crezi că are ambiția și poate dori... Play-off-ul obligatoriu, nu, da. Nu cred că și da, imaginea. Are și buzunarul necesar pentru play. Asta nu mai știu, dar din pentru moment ce ambiția... Sezonul trecut în jur de 4 milioane bugetul, cam puțin. Da, dar eu nu cred că Argeșul sau voluntariu au avut bugetul. Și asta e adevărat, ai dreptate. Sunt bani care, bine chipzuiți, te pot duce. Oricum, nu am întâlnit niciodată de când e sistemul play-off, play-out, atât de multe echipe care și-au pus, ți-am mai spus, în program play-off. Da. Adică nu sunt vreo 10-12. 10-12 care și-au pus, ăsta e termen, așa s-au făcute contractele, așa s-au făcute toate lucrurile pentru atingerea play-off-ului. Lefurile au crescut și așa mai departe.